Și astăzi, din toată inima vă salut și vă doresc, dacă se poate sau dacă e nevoie, un nou început. Dacă nu, mergeți cu viteză spre ce v-ați propus. Navigând pe internet cu viteză foarte mică, nu foarte mare, la întâmplare am văzut niște flori. Nu flori ca acestea, ci am văzut niște petunia duble, cu petale mai multe și ca și culoare mixate. Am zis, hai să le cumpăr. Să vedem ce o să avem rezultat de aici. Da? Nu am descuns nimic. Sunt cumpărate de la doar semințe. Zic că e doar semințe, dar au mai multe variante. Ori au, uite, spune că au semințe de flori sălbatice sau de pe câmp, ca să le spun așa, și multe alte lucruri care, dacă cineva ar fi interesat. Vegetable, cum ar fi vegetale, leuștean, pătrunjel, ridichi, morcov, altele. Și am zis, hai să vedem ce rezultate avem. Aici adresa completă, dacă pe cineva interesează, site-ul, număr de telefon. Hai să le punem împreună. Aproximativ 30 de semințe. Nu am nevoie de atâtea, dar o să vreau să pun să fac ceva frumos, că vine acum vara și încă nu am terminat. Petunile nu sunt foarte pretențioase, dar le trebuie un pământ adecvat, un pământ cu hrană, un pământ care să nu aibă foarte mult nisip. Le place un pământ mai, să zic eu, mai de la țară, nu un pământ de pădure, care acolo e mai mult nisip decât în grădina de la țară. Dar se poate folosi pământul cumpărat, pentru că are hrană pentru un an de zile în acel pământ și atunci cu siguranță este valabil. Puteți cumpăra un astfel de pământ și hai să le punem împreună. Eu am și una și alta. Poate le amestecăm. După cum am spus, am ambele variante de pământ de pădure și pământ cumpărat. Le-am selectat un pic aici. Se vede diferența. Ăsta este mai maro, ăsta este mai închis la culoare. Ceea ce vreau este să îl amestec și să punem în acest vas. Acest pământ, acum, fiindcă este amestecat, 2 ani de zile, cu siguranță, plantele vor fi fericite. Vor avea hrană, vor avea drainage, că are nisip. Deci, exact pământul ideal, trebuie amestecat foarte bine. Prin cameră nu cred că se vede foarte bine diferența, dar acum eu văd că culoarea e mixată și bate mult mai mult în maro decât în negru. Întotdeauna eu pun și ceva hrană. Am zaț de cafea care îl păstrez pentru plante. Îl pun în partea de jos și nu îl mixez cu acest pământ,
ca să nu fie cu prea multă hrană deodată pentru semințe. Nu este indicat. Mai am pliculețe de ceai și alte lucruri care sunt găsite, coși de banane, coși de mere, frunze de flori și pun un strat de 10 mm. Să-l amestec cu cafeaua, chiar și șervețel. Nu știu dacă ați văzut crinul meu care este crescut cu hârtie, șervețele, ziare, carton. E cel mai mare cel mai mare crin al meu care îl am. Vi-l pot rearăta din nou. Acesta de asemenea este cel mai mare. Oricum am o filmare, o puteți vedea cum am început cu să hrănesc crinul și nu numai crinul. Dar crinul e uimitor. Și plus că am filmat, uite, aici sunt râme în acest pământ. Cred că în pământul de la pădure, cu siguranță, presupun. Ok. Acum, zic eu că am pus extra suficient și trebuie să selectez semințele. Nu știu ce fel arată înăuntru, că nu am desfăcut pliculețul. E ca o seringă, dar cu siguranță nu sunt 30 de semințe. I-a spus aproximativ 30, dar sunt 20 și. Bun. Foarte safe pot fi semănate. Vreau să le împrăștii peste tot. Văd că stă lipite foarte bine. Văd că au început să cadă. Fug foarte tare astea. Am colectat și eu de ale mele. Ale mele erau negre la culoare. Astea văd că sunt galben. Presupun, nu știu sigur, că ar putea fi hrănite cu ceva dinainte, trecute printr-o hrană, te-a scăpat prea multe acolo. Aici sunt puține, așa, bun. Aici erau puține. Mai este una, cred. Da, le-am pus pe toate. O să vedem câte plante cresc. Mai iau de aici, pun aici că sunt puține. Aici e una mai mult decât aș vrea eu și trebuie pe aici. Aici iarăși mai multe. Zic eu că le-am așezat aproape uniform. Asta de aici una, asta eu, asta de aici, aici sunt două. Ok, le-am pus peste tot. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, cam 25-26 de semințe. Peste semințe, acum un strat de 10 mm de pământ. Am să vă arăt și pe internet cât de frumos arată. Sperăm să fie la fel de frumoase și în realitate. Încă o râmă am văzut acolo. Râmele sunt foarte, foarte necesare pentru flori, pentru că ele mănâncă ce putrezesc, rădăcini, crenguțe, cum am pus eu acolo mai jos bananele și astea. Și bineînțeles, ele transformă în hrană perfectă pentru flori. Deci un alt ajutor special.
Pământul este suficient de ud, a plouat peste noapte. Și acum îl putem pune în greenhouse-ul meu, dar nu înainte de a vă arăta crinul. Hai să mergem la crin. Aici la greenhouse-ul meu, unde astăzi am să scot acele petunii să le pun la vasele cu alte flori. Deocamdată îl las aici și fiind cald aici, ia să vedem, temperatura este de 30 de grade aici. Are să le fie bine. Cam asta a fost despre aceste flori mixate. În curând ele vor crește. Chiar trebuie să pun data. Pe undeva am un marker, am să pun data, am să adaug după aia data. Și să vedem cam în câte zile ar crește, cum se dezvoltă, cum floresc, cum adunăm semințele, cum semănăm de noi, cum dau la celelalte semințe. Până la următoarea filmare, vă doresc doar binecuvântare!